cred că e o înscenare din partea producătorilor acestei emisiuni. Jur, no, deci cred. Nu cred că așa ceva există. Nu, no, nu există, uite. Nu e niciun scenariu, Chelul. E sigur? Sigur. E un complot. Cum adică complot? Ceva nu e în regulă, frate, deci nu. Ai fost amenințat. Cu bătaia nu se poate. Nu înțeleg. Oricum nu e o problemă să știi că vând apartamentul și mă mut în București. Deci pot să fac ce vreau eu. Poți să-mi cânti refrenul ăsta așa, a capela? Fără negativ? O să încerc. Te rog, refrenul. Ugiule... Scuze. Nici o problemă. Ugiule... Me... See beneath your beautiful... Ugiule... Me... See beneath your perfect... Take it off now, girl. Take it off now, girl. Cause I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? Ok. Ne știm? Nu. Nu? Ok, am scăpat și de asta. Deci eu mă știu cu colegii lui. Câțiva. Sunt sigur că ei te-au împins să faci asta. Pentru că eu îi cunosc foarte bine și sunt exact genul de persoane care te-ar bate la cap două luni să vii încoace. Este adevărat? Nu știu că sunt aici. Atunci trebuie să încheiem cât mai repede. Votul meu este nu. Eu vreau să-l aplaudați, frate. Este cel mai slab concurent de până acum. Ce faceți voi acolo la secție? Habar n-am înțeles nimic. Dar ați cântat groaznic. Îmi pare rău. Sincer, nu e ceea ce ne trebuie. Ne scuzați, aveți 3 de nu. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Băi, ce urmărim noi la X-Factor? Noi la X-Factor urmărim să nu fim urmăriți. Eu sunt șocat. Eu mă mai uit odată, mai întreb odată. Nu e mă, nu ți-a făcut nimeni, nu. Ori oamenii știi că mâine dimineața am să fiu în față la secția 7 și am să cer lămuriri.